Piața de imobiliare a ajuns cumva într-o bulă, urmează cumva să se spargă bula asta, urmează cumva să scadă prețurile la apartamente de la 100.000 de euro la 40.000 de euro și astfel toată lumea o să-și permită să le ia. Nu mai facem credite, nu mai avem nevoie de bancă, nu mai luăm leverage, luăm totul cash și toată lumea este împlinită pe viață. Din păcate, nu merg lucrurile așa. Și o să începem cu începutul. Înainte să facem o investiție sau să ne gândim la orice fel de investiție în viața asta, trebuie neapărat să ne uităm la momentul în care intrăm în piață. În ce moment suntem? Și ca să știm în ce moment suntem, trebuie să știm ciclurile. Ciclurile din piață care se întâmplă la 5 ani, 10 ani, 20 de ani, 40 de ani, 100 de ani. Din fericire pentru tine am făcut deja asta pentru că nu am viață personală. Iar unul din hobby-urile mele este să mă uit ce s-a întâmplat în 1920, în timp ce toată lumea e la nuba și vomită în baie. Deci, ai noroc. Hai să vedem în ce situație economică suntem fix în momentul ăsta. 1921. Cu o perioadă de explozie și un boom economic în cultură, cinematografie, party-uri, distracție, artă, etc. În momentul ăsta avem un boom economic bazat pe explozia în AI, robotizare, tehnologizarea banilor, adică Bitcoin și cripto, tokenizarea asset-urilor, etc. În clipul ăla am vorbit fix despre perioada în care suntem, care seamănă foarte, foarte mult cu perioada din 1921, SUA related, adică o perioadă de creștere economică care s-a întâmplat după un război mondial, după o pandemie globală și după o inflație la vârfuri. Ghișce, în iunie 2022 am avut o inflație la vârfuri, un spike agresiv în sus până la 9,1%. Și aici mă refer la dolar, care este cea mai stabilă valută la nivel internațional. Mare atenție, cea mai stabilă, nu cea mai valoroasă. Lei noștri au ajuns la inflație de 16%. De ce? Din același motiv. Deci spike-uri de inflație în toate țările. Ba chiar unele au intrat în hiperinflație. Turcia, Argentina, Liban, Zimbabwe era deja, Venezuela era deja și pare că din ce în ce mai multe intră în perioada asta de hiperinflație. E, ca să vedem mai departe ce poate continua în economia asta, pentru că încă o dată am aflat în ce perioadă suntem. Și cred că și toate filmele alea când există niște avocați și există un proces și pentru a se găsi soluții la unele cazuri se caută precedente. Cum s-a procedat în trecut când a existat o situație asemănătoare? Și pentru noi situația cu cele mai multe asemănări se găsește în perioada 1921-1932. Și ca să rămânem în topicul despre imobiliare, vedem ce s-a întâmplat în perioada 1918 spre 1921, când toate prețurile pentru materialele de construcție au crescut enorm. Mai ții minte ce s-a întâmplat în pandemie, când toată lumea mergea la dedeman să-și renoveze casele, să-și pună gard, să-și facă curțile mai frumoase? De ce? Pentru că aveau timp pe mână și pentru că aveau bani puși deoparte. Bineînțeles, din cauza asta, toate prețurile la materiale de construcții au explodat. Apoi, exact cum ne spune și graficul ăsta, ce s-a întâmplat mai departe, au explodat și prețurile la apartamente și case și imobile în general. Dar vedem că nu a durat doar 2-3 ani chestia asta. Ba chiar s-a dus vreo 6 ani mai departe, până prin 1925. Și de-abia de acolo au început să scadă prețurile. Și în 1932, în timpul Marii Depresii, când încă o dată lumea nu mai avea bani, banii nu mai circulau în economie, banii erau mult mai valoroși ca să stai pur și simplu să-ți iei materiale de construcții, să-ți faci renovare la casă. E, perioada asta pentru noi este exact premergătoare anilor 1920. Pentru că, încă o dată, ce se întâmplă în momentul ăsta? Încă avem inflație destul de mare, vedem cum se scumpește în continuare tot și este vorba doar de cerere și ofertă. Cât timp prețurile se scumpesc, înseamnă că lumea are bani să dea. Și ăsta e motivul principal pentru care mă cert în continuare cu toată lumea de pe Twitter, încă de când a început anul 2023. Mai ales când îi aud că spun, oamenii nu mai au bani, bro. De unde să mai investească ei în cripto? Normal că prețurile nu cresc. Unul la mână. Prețurile din cripto sau din orice altă piață nu sunt date de noi oamenii obișnuiți, adică retail-ul. Și numărul 2, uite de ce se întâmplă pe piață cu adevărat. Prețurile se scumpesc, asta înseamnă că oamenii au în continuare bani să dea. Până când? E, asta este o altă problemă pe care o să discutăm în alt clip. Însă, în momentul ăsta, pentru că și eu în 2022 am vorbit de o potențială recesiune și pentru imobiliare, în momentul ăsta cu ratele și dobânzile crescute atât de mult, cei care au cumpărat apartamente înainte de pandemie, de exemplu, să zicem cum 70.000 de euro și acum apartamentul tău valorează 120.000. Dar în același timp, pentru că dobânda nu a fost fixă, rata ta s-a transformat din 1.800 de lei în 2.700 de lei. Sau mai sunt cei norocoși care au cumpărat apartamente de genul ăsta cu dobândă fixă. Ei, oamenii ăștia nu o să fie nebuni să-și vândă apartamentul luat prin credit ipotecar cu o dobândă foarte bună doar ca să sară într-un apartament la fel de scump, doar că cu o dobândă mult mai mare. Și ce zici, mă, Cristian? Adică nu o să avem o criză în imobiliare? Nu zic că nu o să avem o criză în imobiliare, zic doar că nu o să o avem acum. Mai ales pentru că în același timp, în momentul ăsta, toată lumea vorbește de același lucru. Criză în imobiliare,
recesiune, situație macroeconomică super nasoală, în timp ce nu se uită ce dracului se întâmplă în piață cu adevărat. Deci situația asta se poate prelungi cu câțiva ani în plus. Și părerea mea este că o să avem ceva de genul anii 1920 spre 1930, când totul a explodat în sus ca după aia să bubuie, literalmente într-o depresie, pe care încă o dată am explicat-o în clipul anterior. Și cred eu că ar trebui să vină după anii 2030. Însă ciclurile în imobiliare, de exemplu, durează mult mai mult decât un ciclu normal de cripto. Odată la 4 ani să vezi boom-uri și busturi, la imobiliare ultimul ciclu și ultima bulă s-a spart în 2008. În mod normal și teoretic, cum s-a întâmplat și până acum, ar trebui să avem undeva la 20 de ani de așteptare pentru ca următoarea bulă să se spargă. 2008-2028. Suntem în 2023, mergem spre 2024 și încă o dată toată lumea urlă recesiune, sigur o să fie nasolie și 0% din oamenii ăștia au prezis pandemia sau recesiunea din 2008. Și încă o chestie aici pe care am învățat o lecție foarte valoroasă, când este evident pentru toată lumea, nu se va mai întâmpla. Deci când toată lumea strigă exact același lucru, ghiți ce. Și ține minte, anul trecut, în 2022 la sfârșit, toată lumea striga 10.000 pe Bitcoin. Toată lumea era super sigură că mergem acolo. E foarte multă lichiditate, bro. Am făcut și eu câteva clipuri despre analizele altora, care ziceau că o să mergem la 3.000 sau la 9.000 sau la 11.000 și am vrut să iau un calcul. Însă, e una să iei în calcul și alta să intri 80% când toată lumea zice că mergem cu siguranță 100% mai jos. Tocmai de asta păstrasem în luna decembrie ultimii 20% de cash pentru cazul în care mergeam la 12.000. Nu s-a mai întâmplat. Piața s-a sucit. De ce? Pentru că era evident pentru toată lumea. Așa cred că se va întâmpla și cu piața de imobiliare. În continuare, în anul 2024, dacă cumva avem partea de potențială recesiune, se va restimula economia instant. Mai ales cu banii ăștia digitali pe care îi pregătesc băncile centrale, CBDC-urile, care se pot trimite instant în portofelul meu digital, care este un cont bancar, asemănător cu ce s-a întâmplat în pandemie. De ce? Pentru a evita deflația. Aia este problema majoră. Deflația care poate duce la recesiune și depresie. Nu avem deflație în momentul ăsta, avem inflație majoră. Tocmai de aia cred că în următorii ani imobiliarele vor crește, piețele vor crește, ba chiar vom avea un boom economic. Deci orice șansă ți se dă acum să cumperi mai ieftin, ar trebui să o iei. Și cam atât am avut de zis pe azi. Arrivederci!